cei ce vă încălziți acum în sânurile lui Avram, cei ce dănțuiți împreună cu oștile îngerilor, florii care răspândiți bunul miros al împărtășirii duhovnicești, mucenicilor cei 40. Istoria sfântă a pătimirii celor 40 de mucenici s-a auzit astăzi în toate bisericile din țară. Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe sfinți de aproape 2000 de ani în data de 9 martie. Oamenii au asistat la slujba închinată praznicului și au adus covrigi, mere și mucenici pentru sfințire, pe care apoi i-au împărțit. Ce știți despre această sărbătoare? Trebuie să vă spun, nu prea am citit așa, decât sunt 40 de sfinți și trebuie să venim la biserică. Să ne rugăm pentru casă, sănătate, pentru sănătate, pentru familie. Știți ce sărbătoare este asta? Cum să nu? Și 44 de sfinți. Să ține sărbătoarea, asta știu. Să vine la biserică? Să vine și la biserică, care are credință, care nu nici crucea nu o face în dreptul bisericii. Și asta, domnișor, asta ne lumea de azi. Cei 40 de mucenici din Sevastia erau soldați creștini aflați în slujba împăratului roman Licinius. În anul 320, pentru credința lor, au fost siliți să se închine idolilor. Refuzând, au fost întemnițați timp de 8 zile, bătuți cu pietre și ademeniți cu daruri. În cele din urmă au fost condamnați la moarte prin înghețare în lacul Sevastiei. Unul din cei 40 a cedat și a ieșit din lac, dar a murit pe loc. În acea noapte s-au petrecut mari minuni. Apa lacului s-a încălzit, gheața s-a topit și 40 de cununi strălucitoare au pogărât asupra mucenicilor. În zori au fost scoși vii din lac, li s-au zdrobit fluierele picioarelor și au fost lăsați să-și dea sufletele. Rămășițele lor au fost arse, iar cenușa aruncată în lac. Moaștele lor au fost răspândite la diverse biserici din spațiul ortodox.